Procurorii DNA vor cu orice preț să-l trimită pe Nicușor Constantinescu în arest. Avocații președintelui CSC spun că după ce au trecut peste mai multe sentințe judecătorești în dosarul certificatelor de urbanism, acum procurorii fac același lucru și în cel al centrului militar zonal. Solicitarea de arestare a fost depusă la Tribunalul Constanța, care a amânat pronunțarea pentru joi. Decizia nu va fi definitivă. Unul dintre avocații președintelui Consiliului Județean spune că cererea este nejustificată. În niciun caz nu se poate susține că acesta s-a ascuns sau că a fugit, în contextul în care este de notorietate faptul că acesta a plecat cu permisiunea organelor judiciare, atât DNA București, atât cât și DNA Constanța, și în același timp nu s-a ascuns în Statele Unite, toată lumea știe unde este, sunt depuse acte medicale, mai ales având în vedere faptul că ne aflăm în cadrul unor proceduri judiciare aflate în fază incipientă, în procedură de cameră preliminară, care nici măcar nu presupun, în conformitate cu procedurile penale, necesitatea prezenței inculpatului, acesta putând să fie asistat strict de către avocat, care poate formula în scris note scrise. Avocații spun că noua solicitare de arestare vine după ce în dosarul centrului militar zonal, judecătorii au stabilit definitiv și irevocabil că nu se impune nici măcar măsura controlului judiciar pentru Nicușor Constantinescu. Cătălin Dancu a dezvăluit aseară la Neptun TV că cel care a declanșat șirul cererilor de arestare din celălalt dosar al șefului CSC este un alt procuror, nu cel de caz. Alt procuror șef de secție dintr-o altă secție decât cea anticorupție care a anchetat dosarul, se trezește brusc, nu știm din ce interese, poate inspecția judiciară pe care am sesizat-o să verifice care a fost interesul acestei cucoane din DNA, să treacă peste procurorul de caz și de la sine putere să întreprindă o serie de cereri de natură cele pe care avem, prin care să se revoce tot ce i s-a dat, să fie emis mandat de arestare și să fie adus în țară. Dancu a declarat că a cerut explicații la DNA în privința legalității unui astfel de demers, însă până acum nu a primit vreun răspuns. Primarul Constanței crede că este fără precedent întreaga strategie a DNA de a aduce în țară un om bolnav în condițiile în care procesul pe fond încă nu a început. Mi s-a cerut arestarea datorită faptelor. Pentru că atunci când i s-a cerut arestarea datorită faptelor, după cum bine știi, a fost eliberat sub control judiciar, adevărat? Bun. I s-a cerut arestarea pentru că nu s-a supus controlului judiciar și a plecat în America. În dosar, procurorul i-a dat drumul să plece. Da? Unde i s-a și ridicat. În alt dosar, pe același motiv că nu s-a supus controlului, i s-a emis mandat. Chestiunea asta se va lămuri în alta curte. În zilele care urmează, Nicușor Constantinescu va suferi a treia operație, anunță avocații. Și asta pentru că nu și-a revenit după complicațiile apărute pe parcursul tratamentului. Deocamdată n-a terminat cu infecția. Are infecția și drenul. Între altele, dacă s-ar pune în aplicare acest mandat, trebuie să se ducă la judecător în America. Și la judecător în America să vină și să-i arate mandatul și judecătorul să ia documentele emise de spitalele din America și autentificate de Ministerul Justiției din America, să spună documentele astea sunt false, judecătorul american. Și este adevărat filmulețul făcut de nu știu cine, nu știu când, și dumneata nu ești bolnav. Avocații lui Nicușor Constantinescu spun că sunt șanse mici ca autoritățile americane să emită un mandat de extradare, în condițiile în care tocmai actele medicale semnate de specialiști și înalți funcționari din Statele Unite nu sunt recunoscute de unii judecători și procurori din România.